Tu, Marius, da. Înțeles că aveai... Am o întrebare pentru domnul Nicolaescu. Dânsul vorbește foarte... Nicolaescu, da. Dânsul vorbește foarte mult despre Bulta din Timișoara și totuși, în toată activitatea lui din această comisie, nu s-a deplasat la Timișoara pentru a auzi amată. Nu vorbești cu bine cu lui. Vă rog. Da? Deci așa... Deci din capul locului. Suntem aici în fața milioane de spectatori. Dumneata nu vorbești cu mine cu lui. Eu îți vorbesc frumos și... Da, vorbesc rog, foarte frumos, da. Așa, respectos, da. Deci de ce nu v-ați deplasat la Timișoara pentru audierea martorilor în toată activitatea dumneavoastră? Nu-ți dau socoteala dumitale și nu este subiectul discuției de astăzi. Da, cred că ar trebui să fie subiectul. De mine, chiar când ați propus această comisie să o înființați, eu am avut anumite nelămuriri despre scopurile cu care propuneți comisia respectivă. În 1990 a existat deja o comisie care a cercetat evenimentele din Timișoara. Da, avem o parte din materiale. Această comisie, nu mă întrerupeți, vă rog, lăsați-mă să termin. Nu precizez doar. Această comisie a înființat la presiunea opiniei publice, au fost manifestații la Timișoara cu participare destul de numeroasă, s-a înființat comisia, a început, a cercetat și apoi s-a desființat. S-a desfințat fără niciun fel de explicație. Vreți să vă opriți un pic aici? Nu că n-am terminat. Da? Nu, s-a desfințat fără niciun fel de explicație și fără și spre mâhnirea mea, nimeni în Parlament nu a pus măcar o întrebare de ce s-a desfințat această comisie. Gândesc, mă așteptam ca dumneavoastră, domnule Nicolaescu, ca timișorean, să măcar să protestați în Parlament pentru că acea comisie... Domnule Miro, iartă-mă că m-am fost puțin mai dur cu dumneavoastră, îmi pare rău. Ești un om tânăr și, în fond, apreciez atenția dumneavoastră pe care o acorzi Revoluție și meritele pe care le-ai avut probabil în Revoluție. Vreau să te explic următorul lucru. De înființarea acestei comisii, noi n-am știut. S-a publicat în presă, s-a publicat... Un moment, lasă-mă să termin. Deci, noi n-am știut că această comisie a luat ființă și a fost desființată. Deci, când ea a fost, în primul rând, ea a luat ființă printr-un ordin al guvernului, nu din Parlament. Deci n-a plecat din Parlament. În momentul în care eu am aflat de desființarea ei și de oprirea cercetărilor, în acel moment am făcut propunerea în Parlament și am făcut-o în două legislaturi. Deci, intenția mea a fost să continuăm aceste cercetări. O parte din aceste documente au venit la noi, la comisie, dar majoritatea documentelor, vreau să spun că au ajuns pe căi cu totul și cu totul ocolite. Ceea ce înseamnă că materialele acestei comisii undeva s-au pierdut. Dar o parte din ele au ajuns la noi. Da, deci ce vrem... Dar acest subiectul... Eu cred că deviem. Nu cred că deviem. Aș vrea să ne axăm acum, pentru că altfel pierdem timpul să termine emisiunea, să vedem cine poartă o responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat în Timișoara. Da. Dar se știe cine poartă. Nu... Cine? Spune. Sunt oameni nominați chiar în referatele acelei prime comisii de anchetă, care a fost desfințată fără explicații și fără ca unii politicieni care se declară acum... Oameni politici. Se declară interesați de adevărul despre evoluție să protesteze. Sunt nominalizați, sunt, de exemplu, generalul Gușe, nominalizat ca fiind unul din criminalii Timișoarei și care, când a murit, la propunerea domnului Sergiu Nicolaescu s-a ținut moment de reculegere în memoria lui ca și când a fost un mare erou. Eroii criminalii, cei care au dat ordine să se tragă, sunt considerați eroi ai neamului. Domnule, dumneata știi să citești? Dacă știi să citești, întâi citește documentele scrise am de mine. Am citit monitorul oficial când dumneavoastră ați cerut în Parlament moment de reculegere în fața Gușe. Unui militar, o fac oricând. Și o voi face un criminal, nu un militar. Domnule, nu dumneata stabilești cine este criminalul. Nu eu am stabilit. Prima comisie de anchetă a stabilit. Nu, domnule, acest lucru nu poate fi stabilit decât de justiție. Deci, numai justiția stabilește dacă dumneata e criminal sau nu, sau eu. Dacă justiția nu dorește... Dacă justiția nu dorește, asta e altă problemă. De ce? Vreau așa ca istoric, pentru că eu nu am posibilitatea să aduc lumina aici, pentru că nu am văzut aceste documente și deci nu cunosc faptele cum le-ați cunoscut dumneavoastră direct. Să vă spun totuși că în volumul acela care a fost scos de Ministerul Afacerilor Interne, 6 zile care au zguduit România în anexe, sunt date, au fost publicate aceste concluzii ale comisiei la care v-ați referit dumneavoastră,
Și eu personal, dacă evident este o simplă supoziție, de ce nu s-au dat curs, când vedem cine sunt indicați acolo ca fiind responsabili de cele întâmplate, de vărsările de sânge de la Timișoara și știm ce funcții ocupă astăzi, cred că răspunsul vine de la sine. Nu, revoltător este că unii criminali sunt considerați în Parlamentul României drept eroi naționale. Asta este revoltător. Marius, domnule, încă o dată spun întrebarea dumneata și să citești. Cine, nu răspund la această întrebare. Ții minte ce am spus eu în Parlamentul României? Am citit în monitorul oficial. Da. Special am tot monitorul oficial ca să citesc. Știi cum spuneam acolo? Că a căzut la datorie, generalul Buse. Așa a spus. Exact, domnule. Care e datoria ta? O căzut pe câmpul de luptă? A căzut ca militar îmbrăcat, comandant de divizie pe care trebuie să-l respect până nu am alte argumente de justiție împotriva lui. Există, ai auzit dumneata, de în fine, nu merită să discutăm, poți să continuăm. Spuneți-mi că a implicat totuși direct în această instituție, nu? A securității. Spuneți-mi cum ați văzut dumneavoastră rolul acestei instituții în evenimentele de la Timișoara? Ce este foarte clar și dintr-o depoziție a generalului Coman, în care se spune generalul Vuș a ordonat în prezența generalilor Stămculescu, Cărneanu, Chițac și Zeca să se deschidă focul la Timișoara. Deci, Mila de la Ceaușescu. Da, deci Mila e alt erou național. Nu este erou. Bine, să ne cerem. Nu, dar are stradă de arat. Dar, cu numele de Vasile Mila. Domnul Mila, am vrut să vă opresc pentru un moment când dumneavoastră a început să vorbiți acest lucru. Am vrut să vă întreb doar atât. De ce dumneavoastră, cei care vă considerați sau aveți legitimație de revoluționar și sunteți revoluționari, de ce nu ați militat tot așa de insistent pentru aflarea adevărului? Dar am militat. Nu așa, nu cu fără probe, nu cu invective, nu cu... Și trebuia să ajungeți... Deci dumneavoastră aveți reprezentanți până la nivel de secretar de stat, mi se pare, nu? Deci trebuia să... Eu am și vorbit cu foarte mulți din colegii dumneavoastră, eu sunt unul din cei mai interesați să se știe odată clar ce s-a întâmplat la Timișoara. Și vis-a-vis de imaginile prezentate de dumneavoastră, eu vă pot spune pe fiecare stradă cine a tras. Deci era un domnul Baciu, cel care a fost omorâtă soția. Și mă citesc o declarație scurtă, luată de un procuror militar unui soldat în termen. Se numește Nemeti Anton, fost militar în termen la unitatea 1185, unitate din care făcea parte așa. Ce spune acest soldat? După un timp, dinspre cămilele studențe s-a auzit o coloană de manifestanți care venea spre noi. Strada era luminată slab. Capitanul Badea ne-a ordonat să luăm poziție de tragere pe două rânduri, primul rând în genunchi, iar ceilalți în picioare. Manifestanții s-au apropiat de noi, iar ofițerii s-au adresat acestora somându-i să se oprească. Apelul lor nu a fost luat în seamă. Atunci capitanul Badea a tras un foc de avertizment în aer. Pentru că nu s-a oprit nici de această dată, ni s-a dat ordin de către capitanul Badea să armăm și să tragem un foc de avertizment. S-a tras focul de avertizment. Manifestanții au luat-o la fugă spre noi. Nu mai amintesc dacă s-a dat vreo comandă, însă cei care au fost în cordon, văzând că manifestanții se îndreaptă spre noi în fugă, au continuat focul. Am văzut ricoșeuri din asfalt. De frică am tras și eu, însă nu pot preciza în ce direcție. În momentul în care am văzut că manifestanții s-au împrăștiat, nu am mai tras. Și acum ce spune acel domn Baciu, care i-a murit soția acolo, din păcate? Spune așa, de procurorul Bălan Romanu. Pe traseu, tot timpul am fost supravegheați de un elicopter care survola peste demonstranți. Cine a avut elicoptere? Armata română. Apoi am observat elicoptere pe ziua de 17. Apoi am observat cum au început să se tragă în aer, cu gloanțe trasoare. Am observat că unii au început să tragă în jos, dându-mi seama de acest lucru după modul cum ricoșau cartușele. Văzând că începe să se tragă, noi, eu cu soția, am încercat să ne salvăm și să fugim spre gardul parcului Tineretului. În acest moment, soția mea a fost împușcată în spate, mai sus de coapsa stângă. La spital a murit. Și așa mai departe. Deci sunt alt revoluționar care a depus acolo. Da, din ceea ce spuneți dumneavoastră, reiese clar că armata a fost... Nu, dar aș vrea să ne fie foarte clar. Nimeni nu spune că armata n-a tras. Sunt două momente ale a Revoluției Timișorene și Revoluției în general. Până în 22, deci până după moartea lui Milea și respectiv după fuga lui Ceaușescu, a tras atât armata, cât și securitatea, cât și civilii. Civili puteau să fie ori de la miliție, ori de la partid, ori știu eu ce civili. Deci armata, toți cei care erau înarmați puteau să tragă.
neexistând o dovadă. Asta este teoria lui Victor Atanasie Stănculescu, domnule Serapă. Nu, eu nu iau teoria nimănui. Nu puteți să-mi spuneți mie că a tras numai armata, că nu e așa ceva, nu e realist. Că a tras și armata, de acord. Dar de ce vreți dumneavoastră să aruncați vina pe alții? Intrați în conflictul acela pe care l-au dorit numai străinii, ca între armată și securitate, să devină un război civil, care a fost evitat în ultima instanță. Și când vorbim de securitate, sau de armată, sau de partid, când vorbim de aceste lucruri, nu trebuie să generalizăm. Nu înseamnă că toți securiștii și toți membrii de partid și toți militarii care au acționat în momentele acelea au fost bestii. Sunt oameni și oameni, dar cert este că până în 22 au făcut parte din ceea ce se numește aparatul de opresiune. Ăsta este adevărul. Domnul Tinu, securitatea a tras în Timișoara? Deci securitatea din anii după 70 nu poate fi comparată. Vorbim de Ministerul de Interne sau de Securitate? Eu vorbesc de securitate, n-am comandat. Pentru spectator poate să fie o confuzie. Deci dumneavoastră vorbiți numai de securitate. Ofițerii de securitate, ofițerii de informații. Da. Din inspectoratul lui, înainte de toate, am primit ordin din 15, când eu am raportat că la Tökeș se strânge mai multă lume și mi-era teamă, vă spun sincer, că va veni un fel de Brașov și că eu, de exemplu, voi fi mutat la Tulcea, dacă nu voi fi trecut nu știu pe unde și așa mai departe. Cum s-a întâmplat atunci? Și omenește gândind fiecare așa. Și am raportat în mod repetat. Mi s-a spus, voi nu aveți treabă cu strada, deci noi cei de la securitate. Da. Am primit ordin. Și ordinul era să informați București. Exact. Fără nici nu s-a distribuit armamentul. Fiindcă, domnul senator, dumneavoastră care a făcut atâta filme cu un pușcat, vă dați seama că se găseau arme cu urme de funinge. Nu a fost găsită nicio armă. Au fost trei arme de la securitate după vreo trei sau patru, deci nu, după două săptămâni, prin 15 ianuarie, și erau armele a trei oameni care nu puteau să tragă. Era arma unei femei ofițeri care era la cadre și nu avea cum să tragă. Cine știe, în vâlmășeala aia de după 22, când toată lumea a luat arme, poate s-a tras cu ea. Însă, efectiv, securitatea la Timișoara nu a tras nici un foc de armă. Vorbiți când spuneți securitate, numai ofițerii de securitate, la informații, contra informații și alte direcții. Deci nu vorbiți de trupele de securitate, nu vorbiți de grăniceri, nu vorbiți de miliție care făceau parte din Ministerul de Interne. Deci nu generalizați Ministerul de Interne. Deci, domnul Trăndor, eu am avut sarcinile mele. Mă scuzați, Deci domnul Nicolescu a spus că nimeni nu contestă că armata a tras. Ba da, acest lucru a fost contestat. Am aici un interviu dat de fostul ministru al Apărării Naționale, Nicolae Spiroiu. Când era ministru, spunea cu mult tupeu, este o mare minciună că armata a ieșit să reprime Revoluția. După acest interviu, noi, Asociația 17 decembrie, chiar a cerut destituirea lui Spiroiu. Din păcate, politicienii, că oameni politici nu pot să le spun, nu ne-au înțeles. În legătură cu securitate, eu am fost arestat. Dumneavoastră ați văzut civili trăgând? Nu, n-am văzut civili trăgând. În legătură cu securitatea, eu n-am văzut trăgând pentru că eu am fost arestat, ținut în arest, dar eu știu că... Am fost arestat în 16 și am fost ținut Unde ați fost arestat? Lângă Gara de Nord. Și am fost ținut până pe 22, inclusiv 22. Și pe data de 19 decembrie, deci ca stare de spirit a unor securiști. Pe 22? Pe 22, era deși... Era arestat? Da, deși pe majoritatea... Pe 19 au fost eliberați toți arestații sau e o minciună? În 19 au fost eliberați, sau 18-19 au fost eliberați minorii. Nu, în 20... Pe 17 seara 19, au fost eliberați minorii. În 20 majoritatea, iar eu am fost într-un grup care a fost ținut până pe 22... inclusiv în sediul miliției județene. În ziua de 20 din ordinul lui Coman a fost eliberat toți? Nu toți! Eu nu am fost. Nu. Am depus mărturie și la procesul Timișoara. Este mărturia unui securist, Gheorghe Sărăjanu, zice, care mi-a și dus dosarul meu la București, că de aia s-a și păstrat dosarul meu cu declarația că le-am dat atunci. Eu nu vin să zic acum declarația, am dat atunci sub anchetă, când încă Ceaușescu mai era. Ce vreau să zic, ca stare de spirit a securiștilor. Pe data de 19 seara, un securist care era pe acolo, eu eram bătut și un securist îmi spunea foarte satisfăcut
ați văzut că tot noi suntem mai tari. Prea prost e ăsta Ceaușescu, că n-a dat ordin de la început să se tragă. Cine v-a închetat, domnul Ior? Cine v-a închetat? I-am recunoscut, eu am depus încă din ianuarie 90 la procurat. Unde a fost reținut? Am fost reținut lângă Gara de Nord, după aia am fost dus la miliție, de la miliție mutat la penitenciar în data de 17 și pe data de 19 din nou în sediul miliției am fost dus. Da. Cine v-a anchetat acolo? Filipescu Ion m-a anchetat. Filipescu este ofițer de miliție, doamne. Mai este? A fost ofițer de miliție, sau nu știu, a fost, nu știu, iertați-mă. Eu am și, el n-a recunoscut că m-ar fi bătut. Până la urmă a recunoscut că m-a anchetat, dar n-a recunoscut că m-a bătut. Și ăsta care a spus, nu știu cine era care a spus fraza asta, nu era Filipescu. Era în seara de noapte. Deci ca numai ca seara de spirit a securiști. Nu erau. Deci nu ați vorbit de securiști așa. L-ați văzut un om îmbrăcat, cum spuneau la proces. Nu era în uniformă. Dar era în sediu... Deci era civil. Deci și de la miliție umblă civil. Cei de la cercetări penale, cei de la economic. Acum nu vreau nici să-i acuz, probabil să iau apărarea. Da. Dar de obicei nu se fac, eu știu, mixaje din astea între securiști, milițieni, anchetează așa. Nu, fiecare e cu partea lui. Eu aș vrea să vă întreb, de ce credeți că... Deci, într-adevăr, este dovedit că armata la Timișoara a tras. De ce credeți că nimeni din această structură a armatei nu a fost arestat? Asta e o falsă... Cum puteți spune așa ceva? Sunt procese. Sunt procese. E adevărat că unii au scăpat. Dintre și chiar unii, unii care au condus acțiunea, de exemplu, acțiunea de la catedrală. Acțiunea de la catedrală este foarte clar lămurită în cartea la mine, am dovezi, am mărturii, în care se spune exact generalul care este amestecat în această treabă. De asemenea, responsabilități care nu au mers până la tragerea la răspundere, dar sunt mulți ofițeri care au fost sub proces și unii chiar condamnați. Care, domnul senator? Iertați-mă, de la armată. Iertați-mă, nu știu pe rost. Dar vă spun eu, un singur plutonier, la care pe un. Iar comandantul lui care a acționat pe calea Giropului, maiorul Paul, acum este general major, iertați-mă. Aș dori să citez... S-au întâmplat și din asta. Mi-a căzut în mână un document, se numește Sinteza Parchetului Militar despre Revoluție, și aș dori să citez o frază din ele, a fost acolită în 1994, pentru a înțelege felul în care s-au desfășurat cercetările justiției. La pagina 33-34 se spune așa: mare parte a organismelor către care parchetul militar s-a adresat solicitând diferite relații, fie că au răspuns în mod incomplet sau superficial, fie nu au răspuns deloc. Această paletă a răspunsurilor primite din partea diferitor organisme conține o mare varietate, pornind de la răspunsuri incomplete, trecând prin domeniul superficialului, spre a ajunge la note de relații care ține domeniul hilarului sau, mai grav, chiar frizează insolența. Asta spune parchetul militar. Mă întreb de ce nu s-au luat măsuri împotriva celor care tratează cu insolență, spune parchetul militar, această problemă a... De ce... Noi am ajuns spre final, aș vrea să vă întreb. N-am ajuns să discutăm nimic important. Ce credeți că ar trebui făcut pentru ceea ce cer în mare parte și timișorenii și românii, aflarea adevărului? Ce ar trebui făcut? Eu cred că trebuie pornit de la rejudecarea procesului Ceaușescu, fiindcă în fond, de la 25 decembrie, din momentul în care am asistat la acea farsă rușinoasă și sângeroasă care a fost înscenată, de cei care, eu aici mă deosebesc de cei care vorbesc de revoluție, eu văd o revoltă populară care a pus capăt regimului Ceaușescu, dar după aceea un grup care era sprijinit din exterior, după părerea mea, aceasta este ipoteza mea de istoric, un grup sprijinit din exterior, dar grupul a luat regimul, nu? A luat pârghiile puterii și dacă din momentul acela am începe să facem lumină și adevăr în cazul procesului Ceaușescu, după aceea ar începe să se lumineze și celelalte aspecte, pentru că totul are, ca să spun așa, un punct originar. Noi suntem în fața unui fenomen unic în istoria militară universală. Sau confruntat două forțe, armata și așa zis și teroriști. Ei bine, nu se cunoaște în istorie un caz unde partea înfrântă, respectiv acești teroriști, să nu fi lăsat niciun mort, niciun rănit și niciun prizonier. Istoria nu cunoaște un asemenea caz.
și până nu se va face lumină, până nu se va face lumină în această problemă, sigur că o să rămânem fiecare să spunem, să formulăm ipoteze, să căutăm explicații. Deci, după părerea mea, așa trebuie. Vă contrazic total. Vă rog. Pentru că mă mir ca istoric că nu faceți diferența între revoltă și revoluție. Revoluție înseamnă schimbarea unui sistem. La Timișoara sistemul a fost schimbat prin declarația Frontului Democrat din România în noaptea de 20 spre 21. Cele 10 puncte, care erau întâi 3 articole și 10 puncte de la articolul 2, era căderea unui sistem, a unui regim. A căzut un regim comunist, un sistem comunist. La București același lucru se petrece în seara lui 22, atunci când se citește la televiziune de către Ion Iliescu cele 10 puncte ale Frontului Salvării ale Naționale. Numerii, acele ale căderii comunismului. Nu. E vorba de un regim care a căzut. Iar dacă spuneți că n-a căzut un regim, atunci senator, dar nu era absolut nimic în acea proclamație care se indice o schimbare a regimului socialist. Era vorba dați voie să citesc numai Timișoara, pentru că suntem la Timișoara. Pentru că suntem la Timișoara, vă citesc doar Timișoara. Organizarea de alegeri libere, asta pe vremea lui Ceaușescu se putea face. Dați voie mai departe. Vă rog, domnul senator. Ați auzit de libertatea presiei în totalitarism? În cazul perestroica era... Nu, lăsați cu perestroica. Deschiderea imediată a granițelor de stat. Asta era o acțiune care era de tip comunist. Integrarea României în rândul statelor europene și occidentale. Eliberarea neîntârziată a tuturor deținuților. Revitalizarea economiei naționale. Reforma învățământului în spirit democratic. Dreptul de a manifesta liber. Toate acestea marchează căderea unui regim, a unui sistem. Acest sistem a căzut, domnule, pentru că de-aia vorbim liber astăzi. De-aia astăzi avem alegeri libere, au hotărât o altă conducere, pentru că s-a schimbat sistemul. Dacă dumneavoastră, ca istoric, faceți confuzie între lupta pentru putere care urmează după Revoluție, așa cum a urmat după Revoluția franceză, lupta pentru putere, Girondini și așa mai departe, așa cum a venit în Rusia lupta pentru putere între Plekhanov, Trotsky, Kerensky, Lenin, Stalin, asta e lupta pentru putere care a fost și în România lupta pentru putere. Eu nu neg acest lucru, eu spun că Revoluția Română se declară la Timișoara în 20 pe 21 seara, de pe terasa operei citită pe 21 dimineața, este Revoluția Română, începutul Revoluției Române, și continuat pe 22 seara cu hotărârea luată de Consiliul Salvării Naționale. Astea sunt momentele Revoluției, căderea sistemului. Începând din acest moment cu alegerile libere, cu CPUNE-ul și pe urmă cu alegerile din toamnă provizorii până la prima legislatură legală, toate aceste lucruri demonstrează statul democrat, care a mers în continuare până astăzi, domnilor. Fenomenul de astăzi, din 17 noiembrie, este urmarea Revoluției Române din Timișoara de pe data de 20 și din București. De pe 16, nu 20. De atunci a început. Din 16 a început. Eu definesc altfel. Pe 16 a început o revoltă care s-a transformat în revoluție atunci când masele de muncitori au ieșit în stradă, organizate și chiar încând au spus, fără comuniști, jos Ceaușescu. S-a dorit. Eu nu vorbesc de ce ai dorit dumneata. Marius, ce crezi că ar trebui de acum încolo să se facă pentru a se afla adevărul? Deci, în primul rând, problema asta, aflarea adevărului, nu este... eu, unul, consider că adevărul nu este greu de aflat. Adevărul știm. Oamenii care au trăit atunci încă trăiesc. Martorii. Avem puzderie de mărturii. S-au strâns mărturii, cele mai bune mărturii sunt cele strânse imediat după Revoluție, când oamenii aveau memoria proaspătă și când nu a putut să fie influențați. Actualmente apar martori și manipulați și plătiți ca să falsifice istoria Revoluției. Problema principală este tragerea la răspundere a vinovaților din decembrie 89. De acest lucru trebuie să se ocupe procuratura. Însă, din păcate, există încercări de a stopa aceste cercetări ale procuraturii. Cine a stopat? S-a făcut încercări. N-am timp acum să dau foarte multe amănunte, numai un singur exemplu. În decembrie 94, când comisia senatorială a fost laudată domnul Iliescu, domnul Sergiu Nicolescu a propus să se dea amnistie, fiindcă numai așa putem afla adevărul.
Hai, Marius, iar... Dar o amnistie înseamnă că procuratura nu mai are de ce să cerceteze. Bine, și dar atunci nu s-a întâmplat orice... așa ceva. Nu s-a întâmplat, dar s-a încercat. Bun, am înțeles care sunt. Domnule, ai auzit de războiul spaniol? Domnul Nicolae, de război de secesiune, de secesiune ai auzit? Din Statele Unite? Am auzit. Cum s-au terminat aceste războaie? Cu? Chiar cu victoria uneia din părți. Cu victoria uneia și, pe urmă, cu o minunată amnistie. Este momentul, eu am o frază în cartea mea în care spun, este momentul, în cazul unei amnestii, eu, Sergiu Nicolaescu, sper că în acel moment toți ofițerii vor spune adevărul. Atunci când vor ști că nu vor mai avea urmări, vor spune adevărul. De ce cred acest lucru? Pentru că există o conștiință. Toate generațiile de ofițeri, chiar și cei care, și domnul Radu Tinu care este aici, toate generațiile de ofițeri au fost generații care au avut mult de suferit și cei mai mulți dintre ei au fost patrioți adevărați. Noi nu trebuie să ne dreptățim acești oameni. Trebuie să ne aplicăm cu înțelepciune asupra lucrurilor care s-au petrecut în decembrie 89. Știm cine sunt vinovați, știm cine a tras, știm adevărul. E adevărat ce spune dânsul. Este adevărat. Că există o justiție și există o procuratură care n-au dus niciodată până la cap cercetări. Dar amnistie înseamnă stoparea și teoretică a cercetărilor. Domnul Tinu, de ce credeți că nu s-a finalizat ceea ce se știe? Aș vrea să spun întâi, să mă refer la ceasul domnul Constantiniu și dau într-un fel dreptate de sus, da, exact. Un minut doar. Deci istoricii vor fi cei care vor trebui să aplece asupra acestor evenimente și să scrie istoria așa cum a fost, ca urmașii noștri, copiii, copiilor noștri să învețe istoria României așa cum a fost ea, nu cum au scris-o unii sau alții. 2. Eu am trăit evenimentele de acolo și vă spun cu mâna pe inimă, din data de 18 decembrie, în țara românească nu mai trebuia să moară un singur om. Nu mai trebuia să moară nimeni. N-a mai fost cazul. După data de 18, absolut, nu mai trebuia să moară nimeni și deloc. Nici pe 7 Ceaușescu s-a întors pe ziua de 20. Cum puteți spune treaba asta? Vă spun foarte sincer, Ceaușescu nu mai putea să facă absolut nimic. Ieșiseră muncitorii, erau toată Timișoara. La Timișoara. Dacă se termina cu condamnarea Timișorii. Nu, eu vă întreb, dacă mitingul de pe 21 de la București se termina cu condamnarea Timișorii, ce s-a întâmplat? Dumneavoastră știți că la Timișoara era un plan să fie atacată opera? Să fie atacată... Domnul senator, dar eu am fost acolo, știi vorbi bine, eu am fost și la opera. Eu n-am fost, dar știu. În condițiile astea, n-am fost acolo, dar le știu. Și le știu foarte bine, și cu documente, nu povești. Deci, în condițiile acestea, când Ceaușescu s-a întors pe 20 și când el a obținut în 22 dimineața, domnule Tinu, în 22 dimineața, aprobarea CEPEX-ului, luptăm până la urmă, până la capăt... Și cine a mai luptat, domnul senator? Ai, adevărat că nu l-a mai urmat nici armata, nici securitatea. Deci, adevărat. Sigur. Domnul senator, la Arad era populația în stradă, la Sibiu, la Cluj. Mai sunt doar câteva secunde, domnul senator. Timișoara, ce s-a întâmplat? Era imposibil. Domnul senator, din păcate... Ușor de spus. Domnul senator, din păcate timpul... Nu, observ că regia ne mai acordă. Da. Domnul Tinu, vă întreb din nou, de ce credeți că justiția nu a finalizat aceste dosare, aceste fapte cunoscute, așa cum spune și domnul Nicolaescu și domnul... De ce? Eu am stat închis 2 ani de zile. Și vreau să mă credeți că primele 7 luni de detenție au fost la fel de crude ca cele... Din cauza că și-a stat jumătate. Da, deci și vreau să mă credeți că primele 7 luni au fost la fel de grele ca cele din 1950 ale altora. Nu sunt vindicativ. Vă dau cuvântul de onoare. 6 luni n-am văzut cerul, domnul senator. Nu am văzut cerul din celulă. Am avut obturate și geamurile. Vă rog să mă credeți că nu sunt vindicativ. Eu, majoritatea din acești ofițeri care v-am citit și eu aici și sunt știuți de toți, eu i-am chemat în instanță. Au spus cu totul altceva. Justiția se face... S-a făcut, se face, se va mai face la comandă. Ar trebui totuși odată... Cum v-am spus, cum se înțelege. Ar trebui să, ca odată, să se întrunească acești oameni și să spună odată, domnilor, ce a fost. Exact, și ideea domnului senator este bună. Eu nu am nimic cu, eu știu, fostul major care a ajuns general. Eram locotenent și aveam funcție de colonel. Să știți că nu m-au gândat niciodată gradele. Dar trebuie spus adevărul acestor copii care au rămas fără părinți. Acestor era Orban din Timișoara. L-am văzut zilele trecute. De-abia merge. Știți cum? Au luat vreo 2 sau 3 gloanțe în el, săracul. De-abia merge. Deci trebuie spus atât să știe, domnule, în dumneata a tras
scutăriță și a tras de ce? Asta, asta și asta. Și gata. Și să facem, să facem pace. Pace generală. Și să începem să lucrăm, să facem ceva pentru țara asta. Fiindcă dacă ne vom certa în continuare așa, nimic nu vom realiza, să știți. Nimic. Și trebuie să se spună odată, exact, se cunoaște adevărul despre Timișoara. Se cunoaște și comisia domnului senator Nicolaescu și comisia domnului Gabrielescu. Trebuie spus odată, exact, ceea ce cita domnul Mioc aici despre procuratorul Mănșel. Eu vă dau declarații luate de procurorul militar care m-a acuzat pe mine. Aș vrea să spun și niște cuvinte mai urâte, dar nu sunt caracter. Și îi arăt declarația olografă, cum bine a spus, că omul a scris exact ce a pătimit, și peste trei pagini declarația luată de procurorul militar, în care cu totul îi denaturează declarația acelui cetățean. Eu, un cetățean care a fost venit în Piața Traian. Omul a venit și a spus, nu, domnule, aia care e scrisă de mâna mea e bună. Vedeți? Nu, mă depășește pe mine să apreciez de ce nu s-a făcut lumină. Dar trebuie să se facă lumină, vă spun. Și, repet, nu sunt vindicativ. Nu vreau să fie arestat nici Stănculescu, nici Paul, nici unul. Dar să se spună odată ce a fost și să încheiem aceste discuții interminabile. În fiecare decembrie, de la 1 decembrie, începe să ne acuzăm unul pe altul, să arătăm cu degete. N-are rost. Ne acuzăm fără să citim ce scrie celălalt. Dar, domnul Constantin, credeți că un timp mai îndelungat ar putea scoate la iveală și ar putea ne-ar putea ajuta pe noi să înțelegem? Are avantaj. În general, istoricii spun că este bine ca să treacă cât mai mult timp, ca să existe o perspectivă cât mai amplă în analiza surselor. Însă, din păcate, cu cât te îndepărtezi de la eveniment, memoria începe să se estompeze, altfel judeci evenimentele la care ai fost tu martor. Vedeți, de aceea eu nici nu sunt de acord cu această lege a Arhivelor Naționale cu cei 30 de ani, pentru că prin urmare, noi vom avea acces la documentele, lăsând la o parte comisia care a fost a Parlamentului, dar istoricii vorbesc. În principiu, deci 30 de ani de la desfășurarea evenimentelor. Prin urmare, adunați dumneavoastră 1989 cu 30 de ani, în 2019, cine va mai putea să știe exact cum s-au petrecut lucrurile, dacă noi, cei care am fost martori, și vedeți ce diversitate de opinie există. Stimați invitați, aici timpul alocat emisiunii a expirat. Eu îmi permit o propunere. De aici înainte, cei care vin, măcar să citească raporturile comisiei și pe urmă să discutăm. Se discută despre raporturile comisiei și despre munca acestor comisii ale Parlamentului, fără să cunoască materialele respective. E o jignire și o incultură. Eu sper ca anul viitor să putem acorda și noi la o altă întâlnire cu aceeași ocazie să acordăm justiției, spuneam, o notă mai mare. Vă mulțumesc foarte mult, la revedere!